Bun găsit, dragi copii! Vă invit să petrecem astăzi împreună o oră de arte vizuale și abilități practice la clasa a patra. Pentru început, vă provoc să spuneți la ce vă gândiți atunci când auziți cuvântul punct. Sunt sigură că unii dintre voi v-ați gândit la punct ca la un semn grafic. Poate alții s-au gândit la semnul de punctuație. Unora dintre voi sigur le-a zburat gândul la punctele cardinale. Alții v-ați gândit la punctul de întâlnire sau la punctul de plecare, la un punct de vedere sau chiar la punctul medical. Așa cum la limba română folosim cuvinte pentru a ne exprima, la matematică utilizăm cifre, la muzică avem notele muzicale, tot așa și la arte vizuale vom avea nevoie de elemente de limbaj plastic pentru a putea înțelege o operă de artă. Astăzi, la ora de arte vizuale și abilități practice, vom studia cel mai simplu element de limbaj plastic și anume punctul. Astfel, veți afla ce este punctul ca element de limbaj plastic, ce putem reda cu ajutorul punctului, cum se pot obține punctele și despre tipurile de puncte. Pregătiți o foaie de desen, un creion, un pix, o cariocă, o pensulă și acuarele. Acum vă rog să atingeți foaia de desen cu vârful creionului, apoi cu toate celelalte instrumente de lucru. Ce ați obținut? După cum ați observat, punctul reprezintă urma lăsată de un instrument de lucru, fie că este vorba despre un creion, pix, cariocă, pensulă, prin atingere sau apăsare pe o suprafață. În comparație cu suprafețele din jur, punctul, ca element de limbaj plastic, reprezintă o suprafață de dimensiuni mici. În natură, punctul poate fi întâlnit în diferite ipostaze. În formele naturale de mici dimensiuni, cum ar fi semințele, ferișoarele de nisip, picăturile de ploaie, fulgi de zăpadă, fructele mici, pietricele, insecte, scântei. Uneori, sunt forme care par mici datorită depărtării. Păsări, stele, căsuțe îndepărtate, spectatori în tribună, avioane sau vapoare în larg. De asemenea, punctul poate fi regăsit în figurile geometrice de bază care au dimensiuni foarte mici, cum ar fi cercul, pătratul, triunghiul, dreptunghiul sau rombul. Să vedem acum care sunt modalitățile prin care putem obține puncte. Așa cum ați observat în exercițiul anterior, putem obține puncte prin atingerea unei suprafețe cu diferite instrumente de lucru. Putem să obținem de asemenea puncte prin stropirea cu vopsele, utilizând o pensulă sau o periuță de dinți. Punctele se pot obține și prin amprentare, cu degetul, cu bețișoare igienice, cu dopuri de plută sau cu ștampile din cartof.
Urmăriți cu atenție. Punctul poate fi mic, mediu, mare sau foarte mare. Urmăriți aceste imagini. Cum sunt punctele care redau spațiul apropiat? Aveți dreptate. Punctele sunt mari, dar spațiul depărtat. Sigur că da. Punctele sunt mai mici. Punctele de mărimi diferite, într-adevăr, pot da impresia de spațiu. Astfel, punctele mari sugerează apropierea, iar cele mici sugerează depărtarea. De asemenea, punctele care sunt realizate în culori calde au tendință de apropiere, pe când cele realizate în culori reci se depărtează. Și caracterul greușor este obținut prin închiderea sau deschiderea culorii. Punctele deschise par a fi ușoare, iar cele închise par a fi mai grele. După modul cum sunt dispuse, punctele pot fi aerate sau aglomerate, ordonate sau dezordonate. După scopul în care este utilizat, punctul poate avea rol constructiv, sugerând volumul și spațiul. Rol figurativ, atunci când redăm formele din natură. Și rol decorativ, în compozițiile artistice sau pe obiecte folosite în viața de zi cu zi. Pentru a ne consolida noțiunile despre punct, care este cel mai simplu element al limbajului plastic, vă propun următorul joc. Punctul este o formă mică sau mare în raport cu suprafața tabloului? Bineînțeles că este o formă mică. Verificăm răspunsul. A fost un răspuns corect. Urma lăsată de un instrument de lucru prin atingere sau apăsare pe o suprafață formează linia sau punctul? Sigur că da, formează punctul. Verificăm. Corect. Pentru a reda prin puncte planul apropiat, se folosesc întotdeauna culorile calde, sigur. Foarte bine. Pentru a sugera planul depărtat, vom folosi puncte mici. Foarte bine. Punctele deschise la culoare par ușoare, pe când cele închise par grele. Verificăm și aceste răspunsuri. Sigur că da, și acestea au fost răspunsuri corecte. Ca și activitatea sincron, vă propun să realizați, folosind punctul ca element al limbajului plastic, un desen cu fructe de toamnă. Pentru a afla ce fruct veți avea de desenat, vă propun să ne jucăm la ruleta toamnei. Fiecare dintre voi va învârti ruleta, va găsi răspunsul la ghicitoarea dată și va realiza o lucrare având ca subiect fructul descoperit. Haideți să luăm un exemplu. Vom accesa linkul dat. Vom învârti de roată. Citim ghicitoarea. Ciucuri verde s-au roșcat, pe arax s-a agățat. Cine este? Ați aflat? Sigur că da, este vorba despre strugure. Învârtim încă o dată. Toamna-i vânătă, brumată, iară iarna-i afumată. V-ați dat seama? Este vorba despre prună. Deci copilul care va avea această ghicitoare va trebui să deseneze cu ajutorul punctului o prună. Și așa mai departe.
După realizarea lucrărilor, le veți posta urmând linkul de mai jos pentru a obține un frumos și bogat coș cu fructe de toamnă. Până data viitoare, vă doresc spor la lucru și nu uitați să fiți cât mai creativi!